Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Necenzurat. Invitatul nostru din această seară este domnul Călin Cornel Pop, profesor universitar. Bună seara, domnul Pop! Bună seara și vă mulțumesc pentru această invitație. Aș vrea să vă spun pentru început că domnul profesor universitar dr. Călin Pop este unul dintre oamenii de suflet ai sălajului și, evident, este un invitat foarte drag al televiziunii noastre. Tocmai de aceea, pentru început, aș dori să facem cunoscut și telespectatorilor câteva date ale omului Călin Pop și îmi permit să adresez întrebarea: care sunt reperele biografice ale omului Călin Pop? Mulțumesc tare frumos pentru întrebare. Undeva acum 50 de ani, prin bunăvoința Domnului, mama m-a adus pe lume într-un sat din Sălaj, în Comuna Românaș, în satul Chichișa. Și de atunci slujesc acestui județ, regiunii, Clujului și țării, bineînțeles, și oamenilor pe care, de-a lungul timpului, probabil unii dintre ei consideră că s-au format sub oblăduirea mea. Ce ne puteți spune despre parcursul dumneavoastră profesional, dar mai întâi ce ne puteți spune despre familia pe care ați construit-o aici, alături de Zălăuani? Sunt câteva lucruri de spus. Ciclul primar l-am făcut în satul natal, în Chichișa, apoi ciclul gimnazial la Românaș, venind, bineînțeles, ca și orice tânăr aspirant, pe băncile liceelor din Salău. După care, în anii tinereței, am avut de a face cu anul 1989, anul Revoluției, când s-a făcut trecerea de la un sistem politic în România la un alt sistem politic. Și bineînțeles că, trecând la un stat democratic, la o abundență a televiziunilor care au apărut în spațiu public, ai început să vezi într-un alt fel, într-un alt mod viața. Apăreau la televizor oameni foarte educați, oameni veniți din străinătate care să pună România între statele Europei, și atunci principalul deziderat al meu era să dau la facultate și să intru la o facultate. Încă din anii școlii am iubit geografia, am iubit natura, am iubit și matematica, fiind foarte bun la matematică, printre altele, și la celelalte discipline exacte, și la fizică. Cel mai mari note le-am avut în zona aceasta, și la bacalaureat, la matematică și la fizică. Și dar, totuși ați ales o filieră ușor umanistă, ca să spun așa, nu neapărat, dar geografia n-am putea spune că neapărat face parte, este o știință exactă, e adevărat, dar este diferență mare între matematică, știu eu, și geografie. Da, acum, așa este, dar geografia face apel foarte mult la formulele matematice. Corect. Toate studiile de geografie acum au și calcule matematice. Bineînțeles, geografia este împărțită în două, să spunem așa. Este și geografie fizică, care operează cu absolut toate legile fizicii, și geografia umană, care operează cu ceea ce oferă societatea. Și atunci, alegerea, să spun așa, a venit de bun augur. Am dat la facultate, am intrat cu brio, am terminat printre primii facultatea, am urmat și studiile de masterat ale facultății noastre. Pe atunci se numeau studii aprofundate, nu era denumirea de masterat. După care am mai făcut două masterate, am absolvit un masterat în managementul educațional și unul în dreptul comunitar, pentru că era nevoie la formarea mea profesională. După ce am terminat facultatea, am fost profesor titular la liceu pedagogic din Zalău și după ce am susținut acel examen național și am luat cea mai mare medie pe Sălaj și am fost repartizat la liceu pedagogic, cei de la Cluj, conducerea facultății, m-au chemat să merg asistent universitar. Și de acolo pot să spun că a început cariera mea universitară, imediat după facultate, în anii înainte de 2000. Am dus la facultate, am intrat la doctorat, la distinsul profesor Ioan Ma, care este sălăjan de-a nostru. Am finalizat studiile de doctorat, apoi treptat, treaptă cu treaptă, am urmat
cariera academică. Devenind lector universitar, conferențiar universitar, iar din 2017 sunt profesor universitar titular la Facultatea de Geografie a Universității Babeș-Bolyai și tot în acel an am primit și în urma unui concurs titlul de abilitare. Aspect care dă voie cadrelor didactice universitare și cercetătorilor științifici să conducă teze de doctorat în domeniul în care sunt abilitați, în domeniul în care au primit abilitarea. Foarte important acest lucru. Iată că Sălajul, un județ oarecum mititel în comparație cu alte județe ale țării, a dat numeroși oameni intelectuali de valoare pentru România. Mă bucur că sunteți conducător de doctorat și iată că un alt om al Sălajului urcă spre vârful ierarhiei educaționale, ca să spunem așa. Cu permisiunea noastră, aș face o completare. Din câte știu eu, nu sunt singurul, mai este și preotul Gârdan Gabriel, care este profesor universitar doctor la Facultatea de Teologie și dumnealui a luat acest titlu de abilitare și poate să conducă doctorate. Cu siguranță mai sunt și alți reprezentanți de seamă care au plecat din județul Sălaj la București. Știu că a fost decanul Facultății de Geodezie, tot sălăjan. La Timișoara sunt foarte mulți. Și la Iași. Dar cu, să spunem așa, cu adresa în Sălaj, cred că și domnul, și părintele Gârdan este din Agriș, din câte știu. Deci, tot din Sălaj. O zonă prolifică, aș putea să spun. Să spunem că este o zonă prolifică. Bine, poate că îngăduința Domnului a dat mai mult în acea zonă. Dar în toate zonele a dat. Acum trebuie să, cum să spun, dacă primești o oportunitate în viață, trebuie să ai răbdare, trebuie să studiezi foarte mult, trebuie să te ancorezi acolo unde ești. Nu este ușor. Atâta pot să mai spun. Nimic nu este ușor din ceea ce este de valoare. Întotdeauna un parcurs profesional valoros nu poate să fie ușor și nu se poate realiza sărind treptele și ajungând, să spun așa, de pe prima treaptă, chiar în vârf. N-ar fi un parcurs sustenabil, da, ca să-i spunem elegant. Ce pot să spun în situația mea este un parcurs de 30 de ani. Deci nu a fost abrupt și nici brusc. Corect. Am avut răbdare la fiecare treaptă, am avut grijă cum pășesc mai sus. Perseverență? Sigur că da, perseverență, dar eu cred că cuvântul cheie este răbdare. Și muncă. Multă muncă. Munca presupune răbdare. Nu coexistă separat cele două. Munca presupune răbdare, iar răbdarea presupune munca asiduă. Și până la urmă, prin toată această muncă și cu foarte multă răbdare, ați reușit să faceți un lucru extrem de important pentru Sălaj, și anume să aduceți extensia Facultății de Geografie a Universității Babeș-Bolyai la Zalău. Lucru extrem de important, repet, pentru că din punct de vedere social, socio-uman, să spunem așa, este, aș numi-o eu, una dintre cele mai mari victorii ale județului nostru. Da, vă mulțumesc că ați adus în discuție acest subiect. Și Universitatea Politehnică are extensie, da, în municipiul Zalău, ceea ce este foarte bine. Pentru că, să spunem așa, o societate sănătoasă este formată pe un sistem piramidal. La bază, da, trunchiul inferior, trunchiul mediu și trunchiul superior. Și oriunde este binevenit și o structură academică de nivel universitar, pentru că avem orașe similare ca populație cu municipiul Zalău, cum este Alba Iulia, cum este Târgu Jiu, cum este Reșița, sau alte orașe, care au universitate de sine stătătoare. Și atunci cred că aceste nuclee ale Universității Babeș-Bolyai și ale Universității Tehnice sunt de bun augur pentru întreg spațiul din Sălaj. În special prin specializarea pe care a adus-o Universitatea Babeș-Bolyai, geografia turismului. Corect. Sălajul este foarte valoros din punct de vedere turistic. Și vedem că este foarte valoros și din punct de vedere tehnologic. Și atunci, aceste două universități, să spunem așa, au venit să... Să întregească oarecum. Da. Și să răspundă nevoilor.
Sălașului și Sălășenilor, pentru că, vedeți, dumneavoastră, foarte mulți tineri pleacă. Da, enorm de mulți tineri pleacă. Enorm de mulți tineri pleacă să-și... Și este foarte greu să-i aduci înapoi acasă, ori păstrându-i oarecum aici și prin alte facilități pe care poți să le oferi, dai șansa totuși acestui județ ca tinerii să rămână. Este de apreciat faptul că dumneavoastră, Călin Pop, ați ales să rămâneți în județul Sălaj și să aduceți un plus de valoare acestui județ, chiar dacă, așa cum ați spus, județul a dat și alte nume importante care se regăsesc în alte orașe din țară. Important pentru noi este totuși să avem valori aici acasă, să ne putem raporta la ele, să putem beneficia, fără să fiu rea acum, să putem beneficia de ele până la urmă. De aceste competențe, pentru că, vezi, dumneavoastră, orice lucru se bazează pe competențe. Da? Vedem la televizor sau vedem în știri, cerem competențe digitale, cerem competențe PISA, totul este bazat pe competențe. Bine, aici mai trebuie să fac o întregire a informației, pentru că extensia Zalău s-a dezvoltat datorită sălăjenilor cu suflet mare, care au fost de-a lungul timpului. Am amintit pe domnul profesor Mac, care a fost titorul extensiilor de la Facultatea de Geografie și a următorilor decani, este meritul, este și meritul domnului profesor Irimuș, care este tot sălăjan de-a nostru, care a fost director la extensie chiar la început. Și chiar la început, cu toții aveam catedra la Cluj. Nu se știa dacă va rezista pe piață o extensie a Universității Babeș-Bolyai într-un teritoriu. Vedeți, dumneavoastră, și Universitatea București a avut foarte multe extensii în teritoriu, multe dintre acestea și le-a retras. În schimb, politica Universității Babeș-Bolyai, prin toți rectorii pe care i-a avut, prin rectorul Ioan Aurel Pop și prin actualul rector, distinsul profesor universitar dr. Daniel David, doresc să mențin acești sâmburi academici în teritoriu. Să fie așa, să spun, ca și sateliții unei planete. Pentru că și o planetă, dacă ne uităm în știința astronomică, se bazează pe sateliții ei. O planetă, cum este planeta Pământ, de exemplu, nu ar exista fără satelitul ei, Luna. Și atunci, eu cred că această politică, să-i spunem, teritorială, dar este o politică durabilă, este și o politică sănătoasă a universității noastre, care de curând, din cele scrise, a preluat și Universitatea Eftimie Murgu din Reșița. A luat-o sub cupola universității noastre, a Universității Babeș-Bolyai. Deci, să spunem așa... Încă un pas. Da. Putem spune că Universitatea Babeș-Bolyai este un garant al calității și un garant al binelui. Este foarte adevărat. Nu doar pentru Cluj, Napoca. Bineînțeles, unde este brandul, să spunem, al Clujului, Universitatea și celelalte universități. Dar iată, prin grija conducerii, aceste extensii rezistă. Avem extensie la Zalău, avem extensie universitară la Satu Mare, avem extensie universitară la Siget, la Gheorgheni, la Sibiu, la Năsăud și mai sunt câteva foarte locuri. Foarte importante. Da, sunt foarte importante acestea. Domnule Pop, știind că veți participa în emisiunea noastră, n-am să vă ascund faptul că m-am uitat puțin peste CV-ul dumneavoastră. Voi recunoaște cinstit că mi-a luat puțin peste 3 ore să parcurg cu atenție de la un capăt la altul CV-ul pe care l-am găsit în... ca și informație publică, deci nu ceva în mod special căutat. V-aș ruga să ne spuneți care ar fi, după părerea dumneavoastră, să spun așa, primele 2 sau 3 lucrări științifice de care vă simțiți mai legat sufletește. Stimată doamnă, vă mulțumesc pentru întrebare. Nu mă așteptam la întrebarea asta. Sigur că, știți cum sunt, dacă scrii un articol sau scrii o carte, este la fel cum se naște un copil. Este copilul tău, pe care îl prețuiești, pe care îl construiești cu multă migală, îl crești cu multă atenție,
Așa este și o apariție editorială sau o carte. Tocmai de aceea v-am întrebat care le considerați ca fiind mai de suflet, pentru că sunt foarte multe. Însă oarecum cred că... Da. Cum să spun? În mediul academic, în mod normal, asta este menirea noastră. Să facem cercetare, să facem documentare și să avem publicații cât mai multe. Dacă îmi permiteți, aș începe cu teza de doctorat, bineînțeles, care se referă la spațiul sălăjenesc și intitulată Dimensiunea geografică a axei naturale, sociale, economice, Jiboz, Alău și Mineu Silvaniei Marghita, din perspectiva dezvoltării durabile, studiu de geografie integrată. A fost o noutate în acel moment să studiem despre axele geografice și despre axele teritoriale. În literatura științifică internațională și cea națională nu prea erau abordări pe această temă, dar îndrumătorul meu, profesorul Ioan Mac, a avut această îndrăzneală și a zis tu vii de la sat, vii din Sălaj, ai luat post de titular, ai învățat, nu te-ai pregătit înainte de admitere, ai învățat singur, îți place să muncești singur și hai să încercăm o altă temă, hai să încercăm o altă luptă științifică, așa mi-a spus dumneavoastră. Sigur că temerea de la început apare de fiecare dată, cum va fi, dar bine, am spus de acord și am început munca. Și după un arc de 20 de ani, am susținut și teza de abilitare. 20 de ani? Da, teza de abilitare. Da. Teza de abilitare care se numește Axele geografice, structuri teritoriale inteligente. În acești 20 de ani am văzut că aceste axe, cum de exemplu am definit la un moment dat că Sălajul se definește pe 6 mari axe. O mare axă este axa Someșului sau axa Văia Grijului, să vorbim de Valea Grijului ca această axă. În Valea Grijului sunt 4 comune. Da? 4 comune cu 4 primării, cu 4 bugete. În mod normal, cum s-a făcut reorganizarea țării pe regiuni economice, eu cred că și reorganizarea unui județ se poate face și să trecem de la 56 de comune funcționale, să trecem la vreo 20, nu pot să spun nu, să trecem la vreo 15 sau 20 de comune. Da, este comuna Bucium, Agriș, Româna și Creaca. Cele 4 comune, dacă converg spre o înțelegere, care poate să vină de la centru și să reorganizeze administrativ, să formeze o singură comună. Vă dați seama că dacă fiecare comună are buget de 100 de lei, se adună 400 de lei și atunci orice lucrare pe care vrei să o faci este finalizabilă. Dacă vrei să faci un pod peste o vale, dacă vrei să faci o pasarelă, dacă vrei să construiești orice altceva, din momentul acela, cu bugetul pe 4 comune, cu un singur primar, pleacă 3 salarii de primari. Asta ar fi doar prin prisma unei viziuni academice. Unei viziuni, da. Însă, tot în această idee, trebuie să ne gândim și la piedicile pe care ni le pun limitele unităților administrativ-teritoriale, pentru că se întâmplă, nu de puține ori, să nu se poată realiza o lucrare de la cap la coadă, pentru că, din nefericire, se întinde pe limita a 2 unități administrativ-teritoriale și acolo intervin problemele cu finanțarea și cu multe altele. Aveți foarte mare dreptate. Așa este, dar vedeți dumneavoastră că printr-o lege de reorganizare administrativă, cum s-a încercat atâtea variante, eu mi-amintesc că noi am avut multe simpozioane și multe congrese de geografie pe această temă, de reorganizare teritorială și spațială. S-au propus diferite variante de reorganizare a țării, pe regiuni de dezvoltare, pe provincii, să se revină la vicile provincii, etc., etc. Uite, din fericire, s-a rămas pe aceeași organizare de județe. Cât este de bine, cât este de foarte bine, cât este de eficient, vedem. În momentul în care ai 56 de comune într-un județ, cum este Sălajul, și înmulțești cu 40, deja vă dați seama că mergem la cifre foarte mari, toate acestea, cum să spun eu, necesită bugete. Bugete de unde? Bugete de la bugetul național. De la bugetul centralizat. De la bugetul centralizat. Acum, mă bucur că m-ați invitat în emisiune și ca telespectatorii noastre să înțeleagă, bugetul este ca și o găleată cu bănuți.
sau cu mingi, corect, de tenis, de ping-pong, de în tenis care de ai masă. Pus cât ai. În care ai pus cât ai. În fiecare an, acel buget se repetă. Sigur că nu poate să depășească valoarea unei țări. Și atunci, bugetul este limitat. România are un buget mai mare, Ungaria un buget mai mic, Bulgaria mai mare, Germania un buget mai mare. Important este cum îl administrezi. Este ca și într-o familie. Țara este o familie, de fapt. Nu este altceva. Avem înaintași, bunicii, străbunicii și cum ne organizăm acești bani din găleată, acești bănuți din tezaurul nostru, din buget. Dacă acești bănuți sunt împărțiți în 2000 de părți, sunt 2000 de părți de bugete, dar dacă îi împarți în 500 de părți, atunci bugetele acestea sunt mai puternice. Și în momentul când ai un buget mai puternic ca și într-o familie, încep poți să contezi. Da, poți să năzuiești spre alte idealuri. Mă opresc aici cu aceste comentarii de buget și de... Sunt discutabile aceste aspecte până la urma urmei. Dar eu cred că o reorganizare teritorială administrativă în întregimea României pe unități funcționale. Pentru că funcționalitatea în primul și în primul rând este gravitațională, este geografică. Apa totdeauna va curge de la munte la câmpie. Și atunci degeaba vrei tu să aduci apa potabilă sau să aduci gazul sau să aduci energia electrică. Dacă unitatea ta administrativă nu este la funcționalitate maximă, la eficiență maximă, aici trebuie să gândească cei responsabili. Corect. Foarte adevărat. Din păcate, cel puțin mie, ca și cetățean al acestei țări, mi se pare că până în prezent toate studiile făcute de academicieni, de oameni de știință, numeroasele congrese la care ați participat și care aveau ca temă oarecum reorganizarea aceasta administrativ-teritorială sau împărțirea administrativ-teritorială a țării, nu prea a dat rezultate până acum. Cel puțin senzația mea este că politicul a ascultat foarte puțin mediul academic sau a preluat prea puțin, poate, din ceea ce oameni de știință, oameni care au făcut studii în domeniu, deci nu pur și simplu o idee care vine de undeva, deci oameni de știință propun. Acesta este și scopul nostru, să facem studii, să experimentăm, dar experimentele ar trebui să rămână în sfera academică. Din păcate, după părerea mea, nu vreau să supăr pe nimeni, prea mult se experimentează în politica românească. Nu poți să faci experimente cum faci în laboratorul de chimie sau în laboratorul de fizică sau în laboratorul de geografie, de geomorfologie, cu politica. Dar acum, ce să spunem? Au trecut totuși 30 de ani și vă pun dumneavoastră o întrebare, că acum dumneavoastră sunteți cea care îmi puneți mie întrebări. România a avut 4 președinți. De cel de-al 4-lea președinte, a avut foarte mulți prim-ministri, a avut sute de miniștri. Dacă vedem pe cele... În 30 de ani au fost 8 cicluri parlamentare. Deci, dacă într-un ciclu sunt 400 de parlamentari, ori 8, e 3200 de parlamentari. Cum spuneam adineauri, foarte multe comune, foarte multe unități administrative, care, efectiv, se bat pentru spațiu, da? Pentru o lucrare, pentru un proiect. Dacă faci o socoteală și înmulțești cu 1000 de euro, România a cheltuit în 30 de ani undeva peste 10 miliarde de euro. Mult. Mie mi se pare enorm. Acum, ce putem să spunem? Poate că cu acești bani se puteau face mult mai multe lucruri pentru România. Sigur că nu ajungeam la nivelul Japoniei sau la nivelul Germaniei, dar undeva la nivelul Franței, a Italiei și a Spaniei, da? Am fi putut ajunge. Haideți să ne păstrăm ideea și să continuăm după o scurtă pauză de publicitate, când vom reveni să aprofundăm puțin ceea ce discutăm. Muzica.
Doamnelor și domnilor, după scurta pauză de publicitate, am revenit în studio la o nouă ediție a emisiunii Necenzurat, alături de domnul profesor universitar Călin Cornel Pop. Ați rămas oarecum dator din prima parte a emisiunii, v-am rugat să ne spuneți care sunt câteva dintre lucrările dumneavoastră de suflet. Este foarte adevărat, ați menționat probabil cea mai de suflet lucrare științifică a dumneavoastră, respectiv teza de doctorat. Ce alte lucrări v-au mai prins, v-au mai legat sufletește mai puternic? Vă mulțumesc că ați revenit la această întrebare, dar aș vrea să precizez două aspecte. În întrebarea noastră a spus două cuvinte cheie. Sunteți dator. Suntem dator toată viața. Da? Suntem dator părinților că ne-au adus pe această lume și trebuie să le mulțumim. Suntem dator societății. Iar dumneavoastră sunteți un om care își face datoria față de societate. Suntem dator familiei, suntem dator prietenilor, suntem dator dascălilor. Și nu în ultimul rând, cred că în primul rând suntem datori dascălilor. Că vedem dumneavoastră, o societate se clădește și pe aportul dascălilor. Și dascălul este cel care întregește sau susține relația dintre copil, părinte și societate pe acest triunghi. Vedeți și dumneavoastră? Comunitatea. De foarte puține ori sunt chemați părinții la școală. Da? Copilul a făcut ceva și atunci trebuie să medieze. Dar de fiecare dată copilul merge la școală și putem să spunem la un moment dat că este și rezultatul școlii care l-a pregătit pe respectivul elev și pe respectivul cetățean de seamă al României. Ca să revin la cheia întrebării, pe parcursul evoluției academice, bineînțeles că drumurile te duc spre diferite zone. Și un aspect a fost cel marcat de momentul 1972, când printr-un raport Conferința Națiunilor Unite pune bazele dezvoltării durabile. De ce o pune? Pentru că planeta Terra este în pericol. 1972. Da. Se pun bazele acestea printr-un raport Brundtland, într-o Conferință a Națiunilor Unite și se dă această definiție a dezvoltării durabile. Și atunci foarte mulți cercetători și foarte mulți oameni din mediul academic pe domeniilor biologie, ecologie, geografie, matematică, fizică, chimie, etc., s-au dus spre această nouă idee de dezvoltare durabilă. Pentru că dezvoltarea, vedeți dumneavoastră, și pentru țările dezvoltate, la început a fost o dezvoltare rapace, așa, să luăm toate resursele, să luăm absolut totul din mediu, da? Să tăiem pădurile, să ne dezvoltăm haotic. Și atunci rolul Organizației Națiunilor Unite este de a aduce o dezvoltare echilibrată. Și eu sunt întregii lumii. Întregii lumi, da. Și eu am scris foarte multe articole pe tema dezvoltării durabile și a ecoturismului și chiar câteva cărți, dar nu cred că aceasta este cel mai important. Ci cel mai important este ca toată lumea să înțeleagă ceea ce înseamnă dezvoltare durabilă. Și de ce sunt importante dezvoltarea durabilă și pentru că suntem în domeniul ecoturismului? Da. Din cele două definiții pe care o să vi le prezint eu, lucrurile se așează și se înțeleg. Dezvoltarea durabilă este acea dezvoltare care răspunde nevoilor generațiilor actuale, a noastre, da? Necesarul de apă, necesarul de pâine, necesarul de cereale, necesarul de petrol, necesarul de energie electrică. Însă, exploatarea resurselor să se facă fără a periclita șansa generațiilor viitoare să aibă și ele accese la resurse. De a beneficia de resurse. De aceste resurse. Să vadă și ei un elefant, să vadă și ei un animal sălbatic, să beneficieze și ei de apa de izvor, să beneficieze și ei de pajiște, de poiană, de fructele de pădure, de frăguțe, de tot ceea ce ne-am bucurat noi și strămoșii noștri, suntem datori să oferim și generațiilor viitoare. Și un mare economist finlandez a cuprins această definiție și întreaga teoria a dezvoltării durabile într-un motto. Și a spus așa: nu moștenim pământul de la părinții noștri, ci îl împrumutăm de la copiii noștri. Pământul este al lor.
Valea este a lor. Muntele este a lor. Șesul este a lor. Holda este a lor. Fabrica este a lor. Calculatorul este a lor. Totul este a lor. De multe ori nu gândim așa. Nevoia ne împinge să nu gândim așa. Dar gândiți-vă că nepoții noștri care încă nu sunt în viață sau strănepoții noștri, ce planetă să aibă? Plină de asfalt? Plină de betoane? Cam acolo se încadrează tematica respectivă despre dezvoltare durabilă. Bine, care principiile ei? Conservare, ameliorare, păstrare, biodiversitate. Vedeți dumneavoastră că lumea aceasta s-a împărțit întotdeauna și satele, până de la nivelul cel mai mare planetar până la nivelul cel mai mic local, între nord și sud. Totdeauna nordul a fost văzut ca bogat, nu? Nordul capitalei, nordul orașului, partea de nord, și sudul întotdeauna a fost văzut sărac, ceea ce este la sud de ecuator. Și atunci era nevoie de această echilibrare, pentru că diferențele între societăți, între țări, între continente, sunt foarte mari. Sunt uneori alarmante, uneori galopante. Și atunci vin aceste politici durabile, implementate de state, implementate de Uniunea Europeană. Acum, ce pot să spun? Câteva idei și despre Uniunea Europeană. Este asemenea unei asocieri, asemenea unui imperiu. Știți, imperiile n-au rezistat nici pe timp de război. Nu știu cât o să reziste Uniunea Europeană. Dacă decidenții se ghidează după principiile dezvoltării durabile, o să reziste această Uniune, care este benefică, pentru că a deschis granițele, a deschis oportunitățile, a deschis tehnologiile. Da? Foarte multă tehnologie se produce la noi în țară, a unor firme mari, a unor companii mari din Europa. Și nu doar atât. Eu văd puțin raportat la dezvoltare durabilă ecologie, știu eu, ecoturism și altele din domeniu, văd utilitatea acestei Uniuni Europene. Dau un exemplu banal, poate că e bun, poate că e greșit. Fluviul Dunărea. Da. Ca să-l protejezi, ca să poți să ai grijă de ce îți aduce, de ce înseamnă în economia lumii, în economia Europei. Străbate mai multe țări, fiecare limitat administrativ teritorial, evident. După mine, Uniunea asta europeană ar trebui să-ți dea posibilitatea să oferi o protecție pe întreg parcursul acestui fluviu, pentru că el curge în Europa. Așa este. Dunărea este conectată, sau Dunărea conectează Marea Neagră și Marea Nordului. Corect. Prin canalul dintre Rin și Dunăre ajungem foarte ușor la Marea Nordului. Cum să spunem, dacă vrem să dăm o analogie medicală, este aorta principală a Europei. Dunărea nu desparte. Dunărea adună, Dunărea integrează. Sună foarte bine. Astea au fost și principalele repere pe care s-a construit Uniunea Europeană. Pe integrare. Tot spunem, România s-a integrat, sunt atâtea state. Bineînțeles, de la valori comune, de la Uniunea Oțelului, da? Au fost cele trei țări, Belgia, Olanda și... Da. După aceea au fost 7 state membre, după aceea au fost 12, după aceea au fost 20. Problema României este, părerea mea, că trebuie să fie primit în spațiul Schengen. Pentru că în momentul când te primești în spațiul Schengen, ai o nouă valoare. Ești primit într-o, să spunem așa, într-o academie. Da? Deja valoarea ta crește. Să spunem așa, punctul de pensie, da? Dacă ne referim la tot ce auzim astăzi la televizor, crește. Valoarea României crește în momentul când o să fim primiți în spațiul Schengen. Și cred că prioritățile conducerii la nivel național, acestea trebuie să fie, în primul și în primul rând. Să lase legile să funcționeze, pentru că sunt legi. Da? Ne referim acum la legea pensiilor, sau la legea locațiilor, sau la legea salarizării. Aceste legi trebuie să curgă normal. Stimată doamnă, indiferent cine este la putere. Normal, spunem că este la putere, dar de fapt nu este la putere.
este la management. Ar trebui să vedem că noi manageriem. Și ar trebui să fie o onoare ca să fii ministru, ca să fii prim-ministru. Părerea mea este că, cum era acum 100 de ani, era Consiliul de Ministri. E, știți, acei oameni nu primeau salariu de la stat. Ei primeau salariul de la locul de muncă. Dar era o onoare pentru ei să reprezinte statul român. Să se întâlnească o dată pe lună sau o dată la un timp și să ia niște decizii. Eu n-am zis că... Vorbim despre cu totul și cu totul, altceva. Valori. Eu cred că în momentul de față, dacă decidenții politici foarte împrăștiați pe harta electorală a țării, foarte multe partide politice, foarte, foarte multe, ceea ce arată iarăși instabilitate. Când sunt multe partide, nu arată stabilitate politică. Corect, dar uneori sunt necesare, să știți, pentru că progresul vine din, până la urmă, chiar și din divergența de opinii. Aș vrea să vă întreb, credeți că decidenții politici țin cont de opiniile academice cu privire la dezvoltarea durabilă și ecoturism? Se regăsesc oare în legislația țării noastre principiile acestea? Da, da, pot să spun că se regăsesc. Acum, această perioadă de 30 de ani putem să o împărțim în 3 decade. De câte 10 ani. Putem să o împărțim în 2 părți, de câte 15 ani. Sau putem să o împărțim în 6 părți, de câte 5 ani fiecare. Da? Erau vechile 5 ani. În prima parte, să zicem, a celor 30 de ani, s-a ținut cont. Pentru că toate studiile academice au adus un plus valoare. Dar aici apare cealaltă chestie care este omniprezentă în politica românească. Foarte mult intermediari. Da? Și atunci se pierde. Se pierde substanța. Eu cred că toate tezele de doctorat trebuie utilizate în dezvoltarea economică a țării. Cu asta cred că am spus totul. Pentru că o teză de doctorat este o încununare a unor ani de studiu. A unor mulți ani de studiu. A unor mulți ani de studiu profunzi. Indiferent în ce domeniu ne referim. Da? Te uiți la o teză de doctorat în matematică. Ea studiază spațiile. Păi aplică formula matematică de acolo ca să-ți organizezi spațiul. Vedem multe teze din fizică sau din geografie sau din istorie care aduc valori extraordinar de mari în societate. Hai să ne luăm de acolo. Cele din drept sau cele din psihologie. Dar până cele la urmă, în România se aplică, știu eu, se aplică aceste concluzii, se folosește această muncă enormă depusă de oameni de știință până la urmă. Da. Cum simțiți dumneavoastră? Forul nostru central este Academia Română, condusă de distinsul academician Ioan Pop. Dumnealor au elaborat diferite strategii pe diferite domenii, pentru că aceasta este munca noastră, să studiem și să aducem acel studiu, sau cum a spus dumneavoastră, acea concluzie, acel rezultat în economie. Să spunem, așa se poate face. Acum, dacă întrebarea noastră a fost de genul ascultă decidenții politici de informația științifică, nu pot să răspund. Știu doar că dacă accesez internetul, sunt strategii naționale, strategii regionale, strategii județene, strategii comunale de dezvoltare. Aplicate? În mare parte sunt aplicate, dar vedem că uneori sunt aplicate defectuos. De exemplu, cu siguranță, acel pod de pe Someș, da? De la satul lung, de la Ulmeni, de acolo, care înlesnește relația dintre Zalău și Baia Mare, care a tot fost la televizor zilele acestea, dar să ne folosim de știrile de la televizor. Cu siguranță apare într-o strategie de dezvoltare a comunei sau a teritoriului sau a arterei, a axei Someșului. Dar vedem că finalitatea nu se întâmplă. Ce să facem? Este foarte importantă dezvoltarea durabilă pentru că, așa cum ați spus dumneavoastră, tot ce avem noi, practic, împrumutăm de la copiii noștri și trebuie teoretic, cel puțin teoretic și practic ar trebui să fie așa, ca lucrurile pe care le împrumutăm să avem grijă de ele și să le predăm în bună regulă celor de la care le-am împrumutat. Însă, în România de astăzi,
Extrem de important este factorul politic, pentru că decidenții politici fac să se întâmple sau nu legislația, fac să se aplice sau nu o strategie. Avem în România partide politice care să sprijine dezvoltarea durabilă și ecoturismul? Pot să spun că da, sunt o serie de proiecte. Acum, dumneavoastră a spus foarte bine și ați nuanțat și ați pus punctul pe ei, să spun așa. Decizia aparține factorului politic. Vedeți, dumneavoastră, sunt foarte mulți oameni de știință care cu greu sunt convins să intre în politică. Sunt mulți care au intrat în politică. Dar eu, deși cred că ar fi nevoie. Ar fi nevoie. Eu spun că ei au intrat cu convingerile lor. Și știți cum se spune? Intri cu convingerile tale, pleci cu convingerile celorlalți. Eu cred că politica trebuie făcută altfel, nu studiul. Cred că pentru politică ar trebui să se dea examen. O idee extraordinară. Adică, cum să vă spun eu, m-a bătut și pe mine gândul să intru în politică. Am fost chiar invitat de multe ori. De exemplu, în 98, pot să vă spun că nu este un secret, a fost invitat de către cei care răspundeau de APR. Să nu dăm denumiri politice aici, mă scuzați. Am fost invitat să preiau președinția. Eram tânăr lector universitar, aveam o imagine și nu s-a concretizat. După aia am fost invitat de alte și alte partide, nu s-a concretizat. Pentru că eu văd altfel valorile. Eu cred că un examen ar fi foarte binevenit. Un responsabil de administrativ ar trebui să cunoască cel puțin câteva domenii. Să aibă la bază științe politice, pentru că eu nu știu câți politicieni de astăzi, din cei 10.000 ai României, au la bază sunt licențiați în științe politice. Și știm că nu poți să faci taxi dacă nu ai licență pe taxi. Corect. Dar, uite, vedem, politica se poate face. Și dacă nu ai studii în științe politice sau în alte științe. Trebuie să fii foarte bine pregătit în management. Trebuie să ai o parte din drept sau din științele juridice. Deci sunt câteva domenii pe care eu cred că politicianul în momentul când bate la ușile unui partid sau este cooptat într-un partid, trebuie să le aibă în traistă. Da? Așa cum mergeau înaintașii noștri cu traista la porțile Vienei sau pe undeva. Ei mergeau cu ceva în traistă. Deci, părerea mea este că trebuie să ai aceste aturi. Și după aceea, cred că se poate face într-adevăr o politică durabilă și o politică sănătoasă. Ar fi extrem de interesant de văzut dacă politicienii de astăzi ar da examen pentru a intra în politică, cât ar promova? Acum eu, stimată doamnă, nu pot să dau un procent cât ar promova, dar sistemul care îl gândesc eu este acela în care candidații partidului să fie puși de conducerea partidului, nu comentăm conducerea partidului, să spună, avem 10 candidați foarte buni, ia uite, aici ai tematica și aici ai bibliografia. Să vedem care se situează pe primul loc, care are cea mai bună prestanță socială, da? Care a făcut ceva în timpul său. Și sunt câteva considerente care ar putea fi luate în considerare, puse pe eșichier și trase linia. Și cu aceea să se vină în față. Acele valori. Pentru că, vedeți dumneavoastră, ca să fii profesor, ca să fii medic, ca să fii jurnalist, orice în lumea aceasta se dă examen. Corect. Poate că și în politică se dă examen. Și ai nevoie de anumite studii la bază ca să poți să profesezi, ca să poți să realizezi ceea ce ți-ai propus, că altfel e o meserie pe care nu... Acum, am văzut atâtea exemple la televizor. Poate îmi permite să menționez câteva știri pe care le auzim. Vrem, nu vrem, trecem prin fața televizorului. Ce s-a întâmplat în șaormerie la București. Vii pe un val de încredere și spui că pensiile trebuie să crească, pensiile speciale, nu știu ce să se întâmple cu ele. Nu vreau să intru în amănunte. Vii pe un val de încredere și ești propulsat în față. Deci vii pe o serie de promisiuni pe care le uiți. Din păcate. Sau nu le mai poți duce la bun sfârșit. De ce nu le mai poți duce la bun sfârșit? Pentru că nu te-au preocupat cu adevărat, probabil, niciodată. Pentru că atunci când un lucru te preocupă, atunci când în jurul tău
ai atât de multă informație, ai atât de mult ajutor atunci când ții urechea deschisă la ceea ce spune mediul academic și la ceea ce au muncit mulți cercetători ani de zile, este imposibil să nu poți să iei și să faci de acolo, să spunem așa mai plastic, să se învârtă roata, să rămână rotundă. Vă întrebam mai devreme dacă, după părerea dumneavoastră, în România există vreun partid politic, vreo organizație, știu eu, care să promoveze până la urmă dezvoltarea durabilă și ecoturismul? Nu știu dacă ar trebui să răspund la întrebarea aceasta, dar cred că nu o să aduc nimănui vreun prejudiciu dacă încerc să răspund la această întrebare. Chiar vă rog. Și toate partidele se ghidează după principiile dezvoltării durabile. Dar eu cred că foarte important este cât înțeleg. Pentru că noi cu toții avem aceste repere ale dezvoltării durabile, da? Să economisim curentul electric acasă, să economisim apa, da? Să nu poluăm aerul. Toate sunt ghidate după acestea și am mai citit doctrine de partide. În programele tuturor se regăsesc acestea. Sunt foarte frumoase. Sunt foarte frumoase de expus. Sunt ca și florile cele mai frumoase din florărie. Dar, cum să spun așa, pe care nu le cumpără nimeni. Sau nu le pune nimeni în ghiveci. Să spunem, în ghiveci. Ca să reziste timpului. Și atunci, partidele, după ce ajung la putere, ceea ce v-am spus adineaori că este un termen dur, ajung să managerieze, că asta este rolul lor. Corect. Asta ar trebui să fie rolul lor, să managerieze. Nu să spună nu avem bani. Nu să spună nu putem să mărim pensiile când este lege. Nu vreau să-mi atrag un val de simpatie din partea pensionarilor sau din partea copiilor. Nu putem să spunem, din moment ce este lege, nu mărim alocațiile. Din moment ce este lege, nu mărim salariile. Păi atunci de ce ai mai dat legile? Ce să spunem? Bine. Să fie așa. Dar să revenim. Sigur că sunt și partide care se apleacă și de 30 de ani, pe eșichierul politic, există Partidul Ecologist Român. Nu pot să spun... Un partid cu tradiție. Cu tradiție, că a fost marginalizat. Dar, cum să spun, nu a avut succes tocmai datorită faptului că promovează durabilitatea, promovează ecoconsecvența, promovează valorile. Ai putea să spui că a fost eliminat de pe eșichier și nu i s-a dat o șansă tocmai din această cauză. Ceea ce cred că este greșit, pentru că până la urmă noi, ca și locuitori ai planetei, așa cum ați spus, pentru că a fost o expresie foarte plastică și chiar mi-a rămas întipărită, împrumutând de la copiii noștri planeta Pământ, avem obligația să o predăm în bune condiții și atunci învâltoarea politicii de astăzi, învâltoarea tuturor greutăților, ca să le spunem așa într-un mod elegant, sigur că pe scena politică noi, locuitorii planetei, ar trebui să avem grijă să apară chiar și doar ca și partid de opoziție, dar partid care să poată să facă o opoziție constructivă, un asemenea partid. Unul care să aibă grijă de o dezvoltare durabilă, să aibă grijă de mine ca și cetățean, chiar dacă nu este cel care manageriază. Însă, noi, cetățenii, dacă nu vom da niciodată nicio șansă unui partid mai mic care să facă opoziție și datorită căruia până la urmă noi să progresăm, cred că pur și simplu ne tăiem singur craca de sub picioare. Stimată doamnă, vedeți, dumneavoastră, eu am zis că am în spate o carieră de 30 de ani. Sigur că la un moment, în diferite momente ale vieții, te gândești să acționezi și politic, te gândești să aderi la o formațiune politică, dar la unele momente ți este frică. Știți cum este? Nu din cauza fricii nu intră un om de știință în politică.
din cauza fricii că proiectele sale nu vor fi duse la bun sfârșit. Eu de aia cred că un om de știință nu prea vrea să facă politică sau nu prea vrea să aibă de-a face cu politica. Dar dacă luăm toate domeniile fundamentale, sigur că este nevoie de un partid ecologist, de, să zicem așa, mișcarea verzilor în România. Este nevoie în fiecare țară, pentru că vedem resursele. Și dacă citim o lecție de geografie, Dan Manole de geografie spunea, resursele de cărbune se epuizează în 50 de ani, resursele de fier, o prognoză de 50 de ani se epuizează, resursele de celelalte resurse. Și cum spuneați dumneavoastră, împrumutăm de la copiii noștri. Și copiii noștri trebuie să se bucure de aceste resurse. Și aceste, cum să spun eu, aceste pârghii sunt într-o doctrină de partid ecologist, cu siguranță. De asemenea, dacă mergem în domeniul agriculturii, să mergem mai departe. Avem aceste resurse, pământul. Să mergem în domeniul agriculturii. În multe sate se vorbește de agricultură ecologică. Fără să mai arăm. Da? Planta se pune direct în miriște. Știe. Da. Oamenii știu. Cei de la țară știu. Pentru că nu se mai pierde apa. Da? Acel deficit de apă. Pentru că vedem că asistăm la o secetă hidrologică. Da, eu știu foarte multe pâraie din satul meu care nu mai curg. Nu mai sunt astăzi. Nu mai sunt astăzi. Și atunci tu, acea cantitate de apă pe care o ai în sol, prin arat, prin grăpat, prin o pierzi. Și atunci trebuie să vină agricultura ecologică. Și spuneam în emisiunea anterioară noastră, noi suntem a șasea suprafață agricolă a Europei. Păi eram cândva grânarul Europei. Eram cândva grânarul. Păi în momentul în care tu ești pe poziția a șasea între statele Europei, înseamnă că ai un cuvânt de spus. Sau cel puțin ar trebui să ai un cuvânt de spus greu. Bun. Dacă mergem la industrie, vedem că vine din spate industria inteligentă, industria ecologică, autobuze electrice, mașinile electrice, da? Celelalte mijloace de transport. Așa este. Dacă mergem în comerț, iarăși, tot ceea ce ne poate duce tot, absolut, în transporturi, către, de asemenea, către o dezvoltare durabilă și sănătoasă, toate, mai ales în... Toate au aceste dimensiuni. Domnule profesor universitar, doctor Călin Pop, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră. Vă așteptăm cu mare drag pentru a dezbate teme de interes, cum este dezvoltarea durabilă și ecoturismul. Teme pe care probabil mulți dintre noi le pun undeva mai la coada clasamentului, dar care, iată, sunt vitale, practic, pentru societate și pentru viața noastră. Din păcate, timpul dedicat emisiunii noastre s-a apropiat de final, iar eu vă mulțumesc încă o dată foarte mult pentru prezența în emisiune. Da, vă mulțumesc și eu tare mult și dacă mai permiteți o singură propoziție, cred că aceste probleme trebuie discutate, să zicem așa, într-un serial sau în cât mai multe emisiuni, pentru că fiecare domeniu necesită o abordare durabilă. Să ne referim la clasa 0, de exemplu. Vă dau un mic exemplu. Clasa 0. La clasa 0 nu trebuie să ții copiii în bancă. La clasa 0 trebuie să-i duci pe abilitățile lor. Să-i duci o săptămână la not, o săptămână la tenis, o săptămână la fotbal, o săptămână la brutărie, o săptămână în altă parte, ca să le vezi abilitățile lor. Și aceasta este un program sau un proiect durabil. Corect. Vă mulțumesc tare frumos. Și eu vă mulțumesc și vă așteptăm cu mare drag într-o emisiune viitoare. Vă mulțumesc tare mult. O seară bună tuturor. Numai bine.